Bun găsit! Horoscopul zilei de joi 2021. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O zi de eforturi. Se poate să întâmpinăm dificultăți de la prima oră, dar să nu ne lăsăm descurajați, o să răzbim și o să ne atingem scopurile. În această perioadă ne vom putea simți invadați de energii greu de controlat și gestionat, astfel încât luarea deciziilor importante va trebui amânată pentru altă zi, deoarece gândirea noastră va fi un pic denaturată. De asemenea, aspectul astral de astăzi va promova o abordare generoasă, călduroasă și deschisă tuturor situațiilor și evenimentelor. Vom fi mai toleranți, mai cooperanți și ne vom acorda unul altuia mult mai ușor așa zisa prezumție de nevinovăție. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec se va concentra numai pe subiecte frumoase în această zi. Va alcătui planuri ambițioase, fie pentru a studia, fie pentru a învăța lucruri noi. Gândurile îi vor fi atrase și de alte filozofii de viață, pe care va dori să le împărtășească și cu cei dragi. Încearcă să-ți creezi o anumită siguranță în viața ta, atât pentru tine, cât și pentru toți cei din jur. Cei care au o energie bună sunt stabili în plan personal, profesional și social. Către seară, astrele îi recomandă nativului berbec să se relaxeze activ cu un hobby chiar și acasă. Căutați un muzeu pe care să-l puteți vizita online sau un film din genul vostru preferat. Taur. Pentru nativul Taur se anunță numeroase cheltuieli în această zi. Va cheltui pe facturi, pe taxe sau servicii de care acesta a beneficiat cândva sau intenționează să beneficieze ulterior, precum și de alte tipuri de cheltuieli comune cu alte persoane. Atmosfera din familie va depinde în totalitate de Tauri. Este o responsabilitate destul de mare. Măsurați-vă cuvintele și faptele. În cazul multor nativi, momentele de plăcere vor fi urmate de dezamăgiri profunde. În mod special, vor avea prioritate cheltuielile destinate nevoilor locuinței și membrilor familiei, care se vor dovedi extrem de benefice. Spre seară, nativul Taur se va bucura de reconectare, chiar și în mediul online sau telefonic, cu niște prieteni apropiați care v-au lipsit în ultima perioadă. Gemeni. Interacțiunile nativului gemeni cu cei din jur vor fi încordate, existând riscul să apară tensiuni chiar de la discuții banale. Deocamdată, tendința acestuia de a vorbi mult și fără rost va atrage dezaprobarea celor din jur. Astrele îi recomandă să evite critica excesivă sau emiterea unor judecăți personale la adresa altora. Este posibil să primiți o veste neașteptată sau să vă confruntați cu o problemă legată de angajamente sau promisiuni neîndeplinite. Lucrurile s-ar putea să nu decurgă conform planului pe care îl aveți în minte. Emoțiile puternice și influențele exterioare vă pot copleși. Veți depăși tendințele negative ale acestei zile dacă veți rămâne obiectivi și realiști. Trebuie să fiți prudenți și calculați. Reacțiile venite de la partenerul de viață sau de la persoanele apropiate nu vor fi dintre cele mai pozitive. Spre seară, nativul gemeni va trebui să asculte sfaturile celor dragi. Rac. Nativul Rac va avea activitate intensă la serviciu, iar colegii îl vor susține prea puțin față de cât și-ar dori. Totuși, dacă își va selecta atent prioritățile și se va ocupa serios de ele, va finaliza totul cu bine. Astrele îi recomandă să mănânce sănătos și să-și dozeze atent eforturile, deoarece se vor putea reactiva unele afecțiuni ale sistemului digestiv. O zi favorabilă care aduce perspective noi și mici ajustări la planurile de viitor. Nu refuzați implicarea prietenilor, susținătorilor și persoanelor influente. Ajutorul lor va fi binevenit. În a doua jumătate a zilei este posibil să primiți vești neplăcute legate de cei dragi. Poate fi vorba de probleme de sănătate. Spre seară, nativul Rac va primi o sumă de bani, fie de la serviciu sub formă de bonusare, fie de la o rudă căreia i-a făcut mai de mult un serviciu. Leu. Mai mult decât în alte zile, intuiția nativului leu va fi accentuată și foarte ușor va anticipa gândurile celor din jurul său. Tot ceea ce acesta va oferi celorlalți, același lucru se va întoarce la el. Mai mult, dacă acesta va dărui ceva cu inima deschisă, acel ceva îi se va întoarce înzecit. Dedicați această zi lucrurilor care vă înalță spiritul. Este o perioadă favorabilă pentru acte de caritate sau conceperea unui copil. Copilul conceput în această zi poate fi
înzestrat cu o personalitate remarcabilă, o sănătate bună și puritate morală. Chiar dacă unii vor critica disponibilitatea nativului leu de a ajuta orice persoană, astrele îi recomandă să aibă încredere că ceea ce va face va fi foarte bine. Spre seară îi va provoca pe cei dragi în desfășurarea unor activități recreative. Fecioară. Nativul Fecioară va fi solicitat atât acasă de către membrii familiei, cât și la serviciu de către șef și colegi. Totuși, acesta își va dori să plece cât mai departe de ochii și gura lumii, dar acest demers nu se va putea aranja decât spre weekend, o zi plină de tensiuni asociată cu hărțuire și agresivitate. Evitați întunericul, agitația și aglomerația. Feriți-vă de orice poate atrage forțele întunecate. O veste neașteptată sau o ceartă cu cineva drag vă poate da peste cap toate planurile. Chiar dacă vor exista unele neplăceri vis-a-vis de domeniul profesional, nativul Fecioară va reuși să le depășească. Astrele îi recomandă să se detașeze de toate, să-și rezolve îndatoririle și să evite discuțiile contradictorii. Seara se va relaxa alături de prieteni pe chat sau la telefon și va îndrăzni chiar să viseze la vacanța de vară. Balanță. Pentru nativul Balanță vor fi posibile numeroase discuții cu persoanele din anturajul apropiat. Schimbul de informații îi va aduce acestuia răspunsuri utile la întrebările care îl frământă de ceva timp, vis-a-vis de poziția sa la centrați asupra problemelor proprii. Acordând atenție persoanelor din jur și fiind focusați în totalitate asupra obiectivelor profesionale, ratați șansa de a vă îmbunătăți relațiile interpersonale. Găsiți un compromis și totul va merge bine. Astrele îi recomandă nativului Balanță să asculte mai mult și să evite dezvăluirea intențiilor sale. Spre seară, o scurtă călătorie îi va prilejui acestuia o reîntâlnire de suflet cu o rudă mai în vârstă pe care se va hotărî să o ajute în următoarea perioadă. Scorpion. Nativul Scorpion va intui perfect esența situațiilor și relațiilor sale, mai ales în domeniul profesional. Acesta va constata că, deși va efectua mult prea mult efort la serviciu, rezolvând și treburile altora, plata obținută în urma prestației sale va lăsa mult de dorit. Va fi nevoie probabil să vă schimbați planurile. Lucrurile nu vor decurge așa cum ați presupus. Sunt posibile pagube, pierderi, accidente sau probleme de sănătate care vă vor împiedica să vă realizați planurile. Fiți extrem de prudenți în toate privințele. Printre numeroasele sarcini pe care va trebui să le rezolve, nativul Scorpion va trebui să-și rezerve momente de intimitate pentru a se gândi serios la reactualizarea sistemului său de valori morale. Săgetător. Nativul Săgetător va fi animat de perspective mărețe în această zi, de planuri de anvergură necesare îmbunătățirii traseului său profesional și relaționării cu persoane utile. Astrele vă recomandă să dați dovadă de atenție și prudență. Evitați să faceți afirmații categorice, să luați lucrurile în derâdere și să purtați conversații care nu sunt necesare. Amânați deciziile importante. Feriți-vă de influențe exterioare. Dorința sa de a soluționa toate sarcinile restante, atât în plan profesional cât și în plan personal, îl va putea obosi. Astrele îi recomandă nativului Săgetător să stabilească precis ce anume dorește și să cântărească atent posibilitățile reale de a-și atinge obiectivele propuse. Capricorn. Vitalitatea nativului Capricorn va oscila destul de mult și îi va fi greu să depună eforturi mentale și fizice susținute. Reducându-și ritmul de lucru și relaționând numai cu persoanele apropiate, acesta va reuși să observe esența lucrurilor dincolo de aparențele cotidiene. Temperați-vă ambițiile. La serviciu se recomandă să fiți reținuți și dați dovadă de tact. Nu este de dorit să luați medicamente sau să consumați băuturi alcoolice. Visele ar trebui interpretate invers. Informațiile astfel obținute vor ajuta nativul Capricorn să ia decizii importante vis-a-vis de implicarea sa în anumite parteneriate. Spre seară, acesta va organiza o cină specială pentru persoana iubită. Vărsător. În prima parte a zilei, nativul Vărsător va fi acaparat de numeroase întâlniri și discuții interesante la locul de muncă. Acesta va afla informații utile legate de unele colaborări viitoare ce par a fi de bun augur. În viața Vărsătorilor se pot produce schimbări mari și plăcute. Este posibil să vă bucurați de succesele copiilor sau de diverse reușite pe plan profesional sau personal. Este un moment favorabil pentru a vă apuca de implementarea planurilor personale. Totuși, câteva sfaturi sau îndemnuri îl vor deranja, pentru că vor fi contradictorii dorințelor sale actuale. Spre seară, nativul Vărsător se va bucura de entuziasmul celor dragi. Pești.
Nativul pești va fi supra-solicitat de activitățile sale profesionale. Astrele îi recomandă să fie calm, mai ales în relațiile cu șefii, și să facă tot posibilul pentru îndeplinire la timp a sarcinilor. Este asociată cu iluzii, înșelăciuni și promisiuni false. Nu vă apucați deocamdată de nimic nou. Este posibil să primiți vești neplăcute. Presimțirile se pot adeveri, fiți pregătiți să faceți față oricăror încercări. Nu de alta, dar ceilalți îi pot observa foarte ușor greșelile sau punctele slabe din pregătirea sa profesională. Nativul pești va trebui să fie cât mai bine informat și să urmărească și alte domenii de activitate în care va putea activa într-un viitor apropiat. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!